Bine v-am găsit la ziua de luptă, sunt Alexandru Ganci. Dacă vă întrebați de ce sunt îmbrăcat astfel astăzi, este pentru că astăzi vom vorbi de aspectele un pic mai concrete ale sportului. Nu avem neapărat știri, ci avem o discuție serioasă legată de sportul de performanță. Am ales să fac acest ciclu de clipuri pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră s-au s-au arătat interesați de aceste subiecte, așa că vom încerca să vorbim un pic despre o problemă extrem de veche, și anume, este nevoie de forță și de exerciții de forță în sporturile de luptă. Acesta este subiectul despre care vom vorbi astăzi, dar înainte de a intra în subiect, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă vă place conținutul și, de asemenea, să apăsați pe clopoțel pentru a primi informații în momentul în care uh, se încarcă un clip nou. Și, de asemenea, nu uitați să comentați, să vă spuneți părerea despre aceste subiecte pentru că părerile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. De asemenea, nu uitați să intrați pe rmma.ro pentru că acolo vesiți toate informațiile legate de sporturile de, de luptă. Bun, haideți să intrăm în subiect. Este nevoie în de forță, în sporturile de luptă? Evident. Este nevoie de putere? Evident. Este nevoie de viteză? Evident. Este nevoie de rezistență? Evident. Cu toții știm aceste lucruri. Dar este nevoie de antrenament specific de forță pentru sporturile de luptă? Este nevoie de periodizarea unui program de pregătire fizică pentru sporturile de luptă? Ei bine, aici lucrurile devin extrem de complicate. Pentru că, în principiu, avem două școli de gândire în acest domeniu. Este școala tradițională, care spune, în principal, faptul că nu ai nevoie de astfel de lucruri suplimentare, pentru că antrenamentul tehnic te va face să fii suficient de bun încât să poți câștiga orice meci. Există școala modernă, care spune că nu doar că ai nevoie de aceste lucruri, dar ele trebuie să fie construite într-un anumit fel. Și aici lucrurile devin extrem de importante, pentru că în ultimii ani sporturile de luptă au evoluat enorm și este, acesta este, meritul MMA-ului în principal, pentru că MMA-ul a reușit să adune alături de tehnicile de luptă propriu zise și toată știința sportivă pe care în general oamenii tind să o ignore, pentru că știința sportivă este extrem de importantă în pregătirea unor super atleți, așa cum este John Jones, așa cum este Brock Lesnar, așa cum este Joel Romero, toți acești oameni sunt super atleți și sunt super antrenați pentru ceea ce fac. Probabil că dacă am începe să discutăm teoretic acest lucru și nu voi face acest lucru fiindcă este ușor plictisitor, ar trebui să începem și să-l menționăm pe un român fabulos și anume pe Tudor Bompa care este... Uh, unul dintre cei mai mari specialiști în teoria periodizării, teoria și practica periodizării uh, antrenamentului sportiv, din păcate extrem de puțin cunoscut la noi, foarte apreciat, extrem de apreciat peste ocean, iar el poate să explice teoretic și practic cu cercetări, cu studii și cu programe făcute pentru atleții olimpici faptul că este nevoie să ai toate aceste calități. Așa cum știți, ca să intrăm în subiect în cele din urmă, Uh, cei mai mulți sportivi din momentul de față se bazează în principal pe două abordări. Una dintre abordări este fac doar tehnică la sală și îmi ajunge. Următoarea abordare este fac seara tehnică la sală iar dimineața mă duc să alerg 5, 6, 7 km. Iar a treia categorie nu alerg foarte mult, fac culturism, merg un pic la sală și voi fi cu adevărat un super campion. Aceste abordări probabil că au funcționat o perioadă de timp, dar dacă este să ne uităm la atleții din momentul de față, ele nu sunt suficiente. Și haideți să vedem de ce. În momentul în care încerci să pregătești un sportiv de, de calitate, ai nevoie să-i dezvolți principalele sale calități fizice. Nu am cum să folosesc clipuri cu copii pentru așa ceva, dar o să vă arăt un sportiv care probabil că este întruparea perfectă a acestor lucruri, și anume Usain Bolt. În momentul în care încep pregătirea unui sportiv, ea pornește practic din copilărie, pentru că un copil începe să se joace, începe să-și să formeze anumite deprinderi motrice care ulterior se vor transfera în sportul pe care îl practică. Învață să alerge, să sară, să prindă să fie cât de cât puternic, iar toate aceste lucruri se dezvoltă ulterior pe măsură ce crește în vârstă. Sunt extrem de puține țări care fac pregătire fizică specială cu copiii din copilărie pentru că se respectă această perioadă de creștere a copiilor. Abia momentul în care copilul ajunge la adolescență poți să începi să lucrezi cu el. De ce vreau să vorbesc despre Usain Bolt? Pentru că teoretic Usain Bolt este, este un sportiv care nu ar avea nevoie să facă forță sub nicio formă. Nu, el până la urmă este un alergător. Cu toate acestea, programele pe care le folosește el sunt întotdeauna programe care conțin elemente specifice de forță. La fel se întâmplă și la un not, pentru că ai nevoie de acest tip de forță. Dar să ne întoarcem un pic la, la copiii de la care am început. Spuneam că în copilărie se deprind toate aceste deprinderi motice care vor, uh, vor fi folosite pe parcursul vieții de copii. De asemenea, în perioada respectivă se formează o bază aerobică, pentru că așa cum știți, există. Există mai multe sisteme energetice care intervin în, în activitatea sportivă, iar cele mai multe dintre ele au legătură, cu, au legătură cu sistemul aerobic. Există un sistem aerobic, există un sistem anaerobic, iarăși nu intrăm în foarte multe detalii, putem să le găsim în tabele, dacă vreți și pot să vă arăt tabele la un moment dat, dacă vă interesează să mergem mai departe, deși vă recomand să încercați să citiți mai mult în acest domeniu, fiindcă veți înțelege mult mai bine în această, mini prezentare pe care încerc eu să o fac. Prin urmare, toți sportivii trebuie să aibă o bază aerobică. Poate, trebuie să poată să alerge o perioadă de timp, trebuie să poată să noate o perioadă de timp, trebuie să poată să aibă o perioadă de timp în care să desfășoare un anumit tip de activitate fizică în niște parametri care sunt definiți de sportul lor. De asemenea, absolut toți sportivii în momentul în care intră în faza de maturitate, deci teoretic în faza de seniorat, ar trebui să aibă o bază de forță. De ce? Pentru că absolut toate activitățile fizice necesită două lucruri: sistemul muscular și sistemul nervos. Așa cum știți, sistemele muscul sistemul muscular și sistemul nervos sunt interconectate între ele. Sistemul nervos este cel care dă comenziile sistemului muscular pentru că acesta să poată să îndeplinească activitățile respective, iar când vorbesc despre comenzi, comenzile sunt. Extrem de complexe, foarte serioase, și dacă intrăm în aceste detalii, probabil că ne trebuie vreo două săptămâni de clip. Cu siguranță, în schimb, aceste lucruri trebuie să fie antrenate împreună. Pentru că baza oricărei performanțe sportive este. Uh, este legată de capacitatea organismului de a se adapta la noul tip de activitate și de a da un randament cât mai mult, cât mai bun în respectivul sistem, în respectivul domeniu de activitate. O să vedeți, spre exemplu, faptul că în momentul în care mergeți la sală și nu ați lucrat foarte mult cu greutăți, sau ați avut o pauză foarte lungă, corpul vostru are probleme de corectare a mișcărilor. Mișcările nu sunt făcute bine, aveți contracții suplimentare, aveți direcții pe care corpul se obligă să le corecteze. După 8 sau 12 săptămâni în general sistemul nervos se adaptează la tipul respectiv de, de mișcare și transmite influxul nervos în așa fel încât să puteți corecta mișcările și o să vedeți că în momentul respectiv după această perioadă deveniți mai puternici, nu pentru că v-a crescut masa musculară, ci pentru simplu motiv că sistemul nervos a reușit să se adapteze la activitatea respectivă a reușit să-și optimizeze activitatea sa și reușește să vă ajute să fiți mai, să faceți mai multă economie în momentul în care lucrați. De asemenea, pe parcurs, musculatura începe să devină mai puternică pentru că corpul începe să se adapteze și să înțeleagă faptul că are nevoie să recruteze fibra musculară, că are nevoie să genereze fibra musculară suplimentară, astfel încât fibra musculară începe să devină mai mare, mai multă și de asemenea să fie mai bine coordonată de sistemul nervos. Sporturile de luptă, în schimb, necesită un pic mai mult decât acest lucru, exact cum necesită și sprinturile pe care le vedem la Usain Bolt și nu întâmplător l-am ales pe Usain Bolt, el din punctul meu de vedere este probabil unul dintre cei mai mari atleți puri din istoria Sportului. Este un, un fenomen absolut, este un om cu o genetică fabuloasă și este un om cu un antrenament absolut incredibil. Dar mergând mai departe, trebuie să înțelegem că această bază de forță este cea care se va transfera în toate activitățile pe care le faceți. Pentru că aveți nevoie de musculatură foarte puternică pentru a putea să obțineți performanța de care aveți nevoie în sport. Evident, exercițiile pentru dezvoltarea musculaturii diferă de la sport la sport. Puteți să vă apucați de powerlifting, puteți să vă apucați și să ridicați greutăți cât mai mari cu putință, puteți de asemenea să vă apucați de o altă disciplină sportivă în care forța să fie doar baza pregătirii. Pentru că exceptând antrenamentele de powerlifting unde aveți îndreptări geno și împins de la piept, în toate celelalte sporturi aveți mișcări compuse care necesită forță. Niciodată nu, ve nu contează dacă veți putea să ridicați greutăți precum un powerlifter, ci contează ca forța pe care o obțineți ca urmare a antrenamentului cu greutăți să se transfere în activitatea voastră sportivă. Spre exemplu, aveam o discuție acum multă vreme cu, cu un prieten care... Am spus că am, făcut, că am avut antrenament, am fost la sală și, nu știu, era o zi destul de, de și m-am plictisit de așa că am făcut forță și prin urmare am făcut, nu mai știu cât făcusem, 5 serii de 5 repetări cu 90 de kg sau 100 de kg de la piept și m-am întrebat la ce folosește asta? Te ajută să lovești mai tare cu pumnul? Direct nu. Indirect, da, pentru că în momentul în care corpul este mai puternic, el va putea să funcționeze mai bine în restul activităților. În sporturile de luptă, așa cum știți, forța nu este suficientă, dar este absolut necesară. Pentru că în toate loviturile noastre trebuie să avem forță. Cu cât musculatura este mai puternică, cu atât poate să dezvolte mișcări mai puternice. Iar cu cât iar dincolo de această forță avem nevoie de viteză. Exercițiile de viteză sunt legate în principal de sistemul nervos și apoi de sistemul, de sistemul muscular. În momentul în care putem să deplasăm o anumită greutate cu viteză foarte mare, aceasta generează ceea ce se numește în sport putere. Iar puterea este practic produsul dintre, Dintre forță și viteză, și este extrem de importantă în absolut toate sporturile de luptă. Partea cu adevărat interesantă este că în momentul în care aveți nevoie de un sport, precum este boxul sau cum este kickboxingul, nu veți putea să folosiți aceste lucruri decât dacă obțineți o anumită rezistență a corpului la. la, la oboseala generată de, de putere, pentru că veți avea probabil combinații în care veți lovi foarte tare și foarte repede pentru, știu eu, 5-6 secunde, iar voi aveți nevoie de recuperare. Cu cât reușiți să faceți mai repede recuperarea, cu atât puteți să dați mai multe lovituri. Asta ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că dacă lucrați doar forță, nu veți putea niciodată să aveți recuperare Suficient de rapidă încât să dați mai multe serii pe o rundă. De asemenea, dacă faceți doar alergare, nu veți antrena musculatura necesară pentru a putea să dezvoltați putere, și de asemenea nu veți putea să, să vă recuperați suficient de repede fibrele musculare necesare pentru, pentru forță pentru că nu le-ați le antrenat la sală. De asemenea, antrenamentul doar pe tehnică specifică va putea să fie foarte bun pentru că veți avea anumite calități pe care. Puteți dezvolta doar prin antrenamentul de tehnică, doar antrenamentul specific. În schimb, dincolo de acest antrenament, dacă lucrați putere, veți putea să vă dezvoltați fiecare tehnică în parte suficient de mult. Iar pentru a, pentru a înțelege acest lucru, să ne gândim la faptul că toate aceste exerciții trebuie să meargă împreună și că toate mișcările trebuie să meargă împreună. De asemenea, toți sporturile de luptă ne-au arătat că dincolo de aceste exerciții de bază, pe care de altfel le găsiți foarte clar explicate în toată literatura de specialitate în, în sportul de performanță, este foarte important să aveți suficientă mobilitate în articulații, așa fel încât să puteți să executați cât mai lejer loviturile respective. Aveți nevoie de mobilitate în numeri, aveți nevoie de mobilitate în șolduri, aveți nevoie de mobilitate în genunchi. Pentru ca toate aceste lucruri să vină împreună și să dezvolte calitățile. Și, de asemenea, fiecare mușchi în parte trebuie să fie să poată să, să fie suficient de flexibil încât să reziste la efortul respectiv. Uh, Iarăși, un aspect extrem de important este ca toate aceste lucruri să meargă împreună în periodizarea de antrenament, pentru că în momentul în care vă apropiați de meci este absolut inutil să lucrați program de forță, pentru că programul de forță nu se leagă foarte bine cu, aceste, cu specificul meciului respectiv. Programul de forță trebuie să-l faceți și aici, intrăm un pic în periodizare și aici este marea problemă a sportului de luptă, pentru că în sportul de luptă nu aveți un sezon, astfel încât... Cum se face într -un, în general în sport? În momentul în care știi că ai un sezon de competiție, spre exemplu în august, trebuie să o pregătiți pentru o competiție în august. În ianuarie începeți cu programele de pregătire, vă reintrați în formă, începe hipertrofie, începe, începe, forță, apoi se intră în antrenamentele de putere și încet încet se intră în antrenamentele de rezistență specifică, de precizie, de, de specific al sportului, încercați să băriți numărul de runde și așa mai departe, pentru a putea să, se calculați o astfel de, o astfel de program în așa fel încât în momentul în care intrați în zona de, în zona de meci să fiți pregătiți în totalitate. În sporturile de, de luptă însă, este un pic mai complicat pentru că trebuie să faceți acest lucru legat de programul pe care îl aveți. Dacă sunteți anunțați cu 3 luni înainte de meci, trebuie să vă concentrați programul de pregătire în respectivele 3 luni. Se poate păcăli acest lucru? Eu zic că se poate păcăli și se poate păcăli în felul următor. Trebuie să vă faceți microprograme pe care să le păstrați de-a lungul anului în întregime, astfel încât să vă puteți să vă calculați momentul în care treceți din forță în putere și așa mai departe și să puteți să faceți tranziția cu o lună, o lună și jumătate înainte de, de meci, în așa fel încât să puteți să, să lucrați specific specificul sportului și de asemenea să faceți scăderea în greutate. Un alt lucru foarte important însă este să rămâneți cât mai aproape de greutatea optimă și de asemenea să vă transformați corpul în așa fel încât greutatea o, din greutatea în care stați înaintea meciului să fie o greutate activă. Pentru că așa cum știți, masa inactivă, și anume grăsimea, pentru că asta este masa inactivă pe care o avem cu toții, generează de cele mai multe accidentări. Cu cât este mai mare procentul de masă inactivă, cu atât mai, mai des veți găsi accidentări ale articulațiilor, în principal articulațiilor picioarelor, pentru că ele trebuie să poartă greutate suplimentară, orice rotație, orice mișcare duce la stres suplimentar pe articulații care se accidentează. Cu alte cuvinte, cu cât reușiți să vă construiți corpul bine și să rămâne în greutatea respectivă, cu atât mai sănătos este pentru corp, și mai ușor este să intrați în specificul de meci. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ar trebui să profitați de această perioadă de carantină și să începeți o restructurare a corpului. Să faceți acum programele de forță, să dezvoltați ceea ce se numește forța absolută, adică forța maximă pe care puteți să o obțineți pe o mișcare, iar acestea trebuie să intrați în programe cu mișcările de bază, evident, iar ulterior, obținând această forță absolută, să începeți să o transferați înspre specificul uh, sportului. Este complicat pentru că de cele mai multe ori trebuie să aveți pe cineva care să vă gândească aceste programe, să vă calculeze aceste programe, dar este foarte, foarte important să obțineți acest lucru. Mergând la ceea ce se numește cardio și se numește impropriu cardio în sportul, în sportul de luptă pentru că nu este practic vorba doar de un antrenament al inimii, alergarea, indiferent de tipul său, nu este suficientă. Pregătirea fizică pentru un match de box sau de kickboxing trebuie să mimeze specificul sportului respectiv. Adică dacă alergați 5 km, să spunem, acei 5 km nu se vor vedea în ring, pentru că în ring aveți de făcut mult mai mult decât să alergați. Trebuie să vă loviți, trebuie, trebuie să loviți, trebuie să mișcați, aveți mișcare de trunchi, aveți forță maximă, trebuie să vă apărați, trebuie să reacționați. Prin urmare, corpul este supus unui stres diferit de stresul necesar alergării. Este bună alergarea? Este, nu face rău, dar nu este suficientă. De aceea, programele specifice de pregătire fizică pentru un meci trebuie să includă toate sistemele energetice ale corpului. Și de asemenea, trebuie să includă încă ceva foarte important: imitarea specificului de oboseală din meci. Puteți de asemenea să dezvoltați forță pentru anumite segmente, de exemplu, puteți să dezvoltați exerciții de forță pentru a crește forța loviturilor, forța brațelor pentru a avea lovituri de braț mai puternice sau forța picioarelor pe anumite traiectorii astfel încât să aveți lovitură de picior mai puternică sau, de asemenea, exerciții pentru explozie ca să aveți uh, intrările la picioare mai bune dacă sunteți la MMA și faceți program de lupte. Dar toate aceste lucruri trebuie să fie integrate într-un program care să mimeze efortul specific unui meci. Așadar, de la forța absolută pe care trebuie să o obțineți, la puterea pe care o obțineți ulterior, ca urmarea dezvoltării forței, forței și vitezei, trebuie ca toate aceste exerciții să fie incluse într-un program care să mimeze specificul unei ru runde de box sau de kickboxing. Aveți runde de 3 minute, dacă este meci de MMA, aveți runde de 5 minute, trebuie să aveți 5 minute în care să fiți surprinși tot timpul de exercițiile pe care le faceți și mai mult decât atât, trebuie să, trebuie să vă adaptați la ele suficient de de repede, încât sistemul vostru nervos să poată să dea comenzile precise pentru mișcările respective și iar sistemul iar sistemul muscular să poată să reacționeze la mișcările respective. Din acest punct de vedere, este foarte, foarte important să aveți pe cineva care poate să vă construiască acest sistem de pregătire fizică. Dacă nu aveți pe cineva care să vă construiască un astfel de sistem de pregătire fizică, va fi un pic Complicat, dar întotdeauna puteți să citiți și să căutați lucruri legate de, aceste, de acest domeniu. Știu că este un pic complicat, știu că la noi nu se discută foarte mult despre aceste lucruri. Știu că la noi există în continuare cele trei școli de gândire despre care vorbeam mai devreme, și anume culturismul, alergatul și alergatul și tehnica. Dar să nu uităm. România a avut o școală incredibilă de lupte. România are în continuare o școală incredibilă de haltere. România a avut o școală de medicină sportivă senzațională și de asemenea de știința sportului excepțional. Aveți foarte multă literatură în limba română, aveți foarte mulți antrenori din vechea generație la lupte, la box, la haltere și de asemenea profesori care pot să vă explice la universitățile de sport. căutați căutați-le cărțile. Sunt niște fântâni de înțelepciune așa cum nu puteți să bănuiți. Nu vă bazați doar pe ceea ce găsiți pe TikTok, pe Instagram sau pe, sau pe uh, YouTube pentru că nu este suficient. Orice sportiv de performanță trebuie să aibă un program făcut pentru el de cineva care știe exact cum se face un astfel de program. Iar de aici putem să discutăm cu adevărat de performanță. Prin urmare, da, exercițiile de forță sunt necesare în sporturile de, de luptă. Periodizarea este fundamentală în sporturile de luptă. Exercițiile de rezistență și de, și de forță în regim de rezistență sau de viteză în regim de rezistență, pentru că și aici se poate vorbi despre asta, sunt absolut necesare. Le puteți găsi cu siguranță. Sper să vă folosească acest clip de introducere și vă recomand din suflet să încercați să citiți cât mai mult în acest domeniu și să încercați să vă construiți propriul vostru corp și propriile voastre calități în funcție de ceea ce încercați să faceți ca sportivi. Iar dacă nu vreți să fiți sportiv de performanță, nu uitați că aceste informații sunt mult mai utile decât antrenorul cu pantalonaș roz care vă cere 5-600 de euro pentru un tip de antrenament sau altul la sala de fitness. Până data viitoare, vă doresc să aveți grijă de voi și să continuați să vă antrenați.